înghețată cu multe arome. E așa de cald. De ce nu veniți aici? Este foarte răcoritor. Nu, nu ne este cald niciodată. Norii noștri ne păstrează răcoare. Am o idee pentru voi ca să vă răcoriți. Grăbește-te! Creierul meu începe să se prăjească. Wow! Brioșa mea este o înghețată. Cărciorul meu! Nu! Nu este delicios? Da! Înghețatele tale sunt foarte ciudate. În muntele fantasy, mereu mâncăm lucruri înghețate. Le plac foarte mult. A mea este delicioasă. Lasă-mă să încerc, te rog. E super dulce. Desigur, are gustul brioșelor. Ei bine, aș prefera să aibă gustul lucrurilor. De ce nu combinăm brioșele mele cu înghețata ta? Am făcut o gustare. Dacă le combinăm cu aceste obiecte, o să obținem înghețatele care ne plac. Îmi plac ideile tale. Pălărie și capșuni. Pălărișiună. Ciocolată și biberon. Ciocoberon. Balon și vanilie. Balonilie. Aceste arome sunt foarte originale și te răcoresc imediat. O să o numesc fuziunea fantasy. Haideți! Noi o să pregătim înghețatele și tu le vei împărți. Te rog, adu-mi una la mine acasă. Și la mine una. Și la mine. Să vedem cum o să le livrez pe toate. Am o surpriză pentru tine, Cani. Ok, te poți uita acum. Da! Am făcut câteva modificări căruciorului tău. Acum poți livra înghețata. Da! Înghețată la viteză maximă! Distractiv să faci înghețată. Înghețată! Înghețată gustoasă! Papuc milie pentru mine. Să vedem ce gust are cu tobă. Ei bine, o să fac o înghețată cu... cu asta. Ce distractiv! Înghețată! Asta nu este aroma pe care ți-am cerut-o. Poți să faci mai multă? O porție triplă. Îmi e cald. Cani, când este înghețata gata? Atenție, fetelor! Avem... Ha? Dar ce s-a întâmplat aici? Păi, am rămas fără lucruri. Priviți! A mai rămas acest frisbee. Nu fugiți! Am nevoie de acel frisbee. Veniți înapoi! Bebelușii vor mai multă înghețată. Ești bine? Ce s-a întâmplat cu Cani? Am obosit-o cerându-i înghețată. Cani a fost bună cu noi, trebuie să o ajutăm. Să-i facem o surpriză. Ne veți ajuta? Să folosim obiectele noastre preferate și fuziunea fantasy. Transformați-le în înghețată! Wow! Ce de culori! Este foarte mare! Cani, este pentru tine. Pentru că ești o prietenă așa de bună. Este cea mai răcoritoare înghețată din lume. Magic Cheer! Este un stand de înghețată cu autoservire. Cum de nu m-am gândit la asta? Cele cu gust de lucruri îmi plac mai mult. Cry babies. Balonaj
balonașul perfect. Ador balonașele. Ar fi minunat să pot zbura într-unul foarte mare, care atunci când se va sparge, să plouă. Dacă erau mai tari, puteai să sari pe ele ca pe un bulei. Acestea sunt foarte moi, imposibil de prins. Am găsit soluția! Trebuie să facem un balon perfect! Yeah! Știința din spatele balonașelor este foarte complicată. Cu această rețetă vom face balonul perfect. Avem nevoie de apă, săpun și... super mașina de balonașe Greeny Plus! Ce invenție! Wow! Este gigantic! Și culoarea este minunată! Prima dată, trebuie să facem lichidul pentru balonaș. Hei, vreau să dau puțină culoare! Așa vom avea balonașe colorate! Și eu voi adăuga puțin parfum, ca să miroasă frumos! Și eu voi adăuga brioșele mele, ca să fie gustoase! Bleah! Balonașele nu sunt comestibile! Nu! Nu mai adaugă nimeni nimic! Trebuie să urmăm rețeta! Bun, așa, lichidul este gata. Acum toată lumea trebuie să sufle. Hă? Lady, am spus toată lumea. Oh, ok, tu ești șefa. Ok, fetelor, inspirați. Și unu, și doi, și trei. Suflați, suflați, suflați. Mai tare, până la ultima suflare. Animaluțelor, gata? Aceste baloane sunt mari, dar se sparg imediat. Nu sunt perfecte. Știu ce se întâmplă. Trebuie să adăugăm mai mult săpun. Yeah! 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 Mai mult săpun, mai mult săpun, mai mult. Hei, cred că este prea mult săpun. Niciodată nu este prea mult săpun. Nimeni nu se mișcă de la locul lui. Este foarte periculos. Au adăugat foarte mult săpun și cine știe ce se poate întâmpla. Ce faceți aici? Înapoi la locul vostru. Hei, priviți! Oh. Stați cum? Balonul acesta nu poate fi spart. Ați spus prea mult săpun. V-am spus să urmăriți rețeta. Credeți că totul este un joc. Și acum uite ce ați făcut. Desigur, un joc. Vă amintiți cum spărgeam balonașele mici? Hă? Jucându-ne! Dar am făcut un super mega balon. Da, deși am depășit puțin limita. Magic Cheer! Wow! Wow! Ce tare! Uitați-vă la culori! Lumea prietenii și aventurilor magice, Cry Babies. Constelația ascunsă, partea 1. Oh! Bună!
face acolo, Wendy? Caut o constelație. Arată ca o stea albastră. Vreau și eu să fac asta. Pot să te ajut? Sigur! Hai de sus! La dreapta poți vedea constelația Curcubeu. Super! Ce de culori! Nebula înghețată gravitațională este în stânga. Gravita ce? Oh, nu contează! Pot vedea luna! Ce? Dar nu pot vedea constelația stea albastră. Știu nici eu. Este singura constelație pe care nu am desenat-o. Este atât de departe încât nu o poți vedea. Noapte bună, Missy. Voi încerca din nou mâine seară. Ce se aude? Hei, așteaptă! Cred că este mai bine în poziția aceasta. Te-am pozat deja așa. Hei! Hă? Voi știți de unde vine zgomotul acesta? Da, este Missy. Are din nou o idee de-a ei grozavă. Missy, deci! Missy, faci foarte mult zgomot, iar eu încerc să dorm. Neața, Wendy! Ține ciocanul puțin, te rog! Ok, dă-mi-l înapoi acum! Gata! Am stat toată noaptea și am lucrat la nava ta spațială! Acum vei putea să-ți găsești ultima ta constelație și putem organiza excursii în spațiu pentru toată lumea! Cred că are nevoie de niște optimizări. Missy, nu pare că va funcționa, dar îți mulțumesc! Este o prietenă adevărată! Aceasta nu are nevoie de nicio reparație! Privește! Yay! Are și o carte cu instrucțiuni! Fă-mi o poză aici! Suntem drăguțe? Coleze! Wendy, nu! Ce faceți aici? Nu știu pe ce am apăsat! Nu mai plângeți! Nu mai contează! Toată lumea afară! Sunt un geniu! Missy, ce a fost asta? Wendy, Lena, Lady și Lulu au plecat în spațiu. Oh, serios? Și cum se vor întoarce? Cum se vor întoarce? Păi... Cum se vor întoarce? Ai dreptate, cum se vor întoarce? Un fricoșător lucru. Bine că nu a decolat. Puteam ajunge în spațiu. Este deja noapte afară. Ce repede a trecut ziua. Lena, nu este noapte. Suntem în spațiu! Caut o constelație. Ce se aude? Nava ta spațială. Suntem în spațiu.
Constelația ascunsă, partea a doua. Ce s-a întâmplat? Wendy, Lena, Lady și Lulu au plecat în spațiu, într-o navă spațială. Și nu știm cum să le aducem înapoi. Voiam doar ca Wendy să vadă constelația de albastru. Acela este manualul de utilizare. Trebuie să-l citim. O să aflăm cum să aducem nava spațială înapoi. Dar cum o să le spunem? Ele sunt acolo și noi suntem aici. Sunt sigură că unul dintre aceste butoane ne va duce acasă. Dar care din ele? Sunt sigură că Missy știe. Dar suntem în jumatea spațiului. Ha? Au! Sigur, telefonul plângăcios. Kitty are o tabletă, nu-i așa? O putem suna. Sunt Lena, Wendy și Lady. M-au sunat pe tabletă. Yay! Bună, ne bucurăm să ne vedem. O să vă aducem înapoi. Cum? Este nava ta spațială. Ce trebuie să facem? Ok, să începem. Nava are butoane colorate. Trebuie să apăsați o combinație ca ea să aterizeze. Este foarte important să le apăsați în același timp. Fiți atente, aveți doar 3 încercări înainte să rămâneți fără combustibil magic. Combinația este roșu-roșu, albastru-verde, roșu-verde, albastru-galben. Ok, am înțeles. Eu apăs roșu, roșu și albastru. Lena apasă verde, roșu și verde. Și Lady apasă albastru și galben. Pregătite? Pregătite pentru acum! Ce? Acum! Lulu, nu! Prima încercare eșuată. Nava s-a întors invers. Lulu, este vina ta. Nu vă faceți griji, mai aveți 2 încercări. Haideți! De data asta nu putem greși. Acum! Dar, unde este? Nu găsesc butonul galben! A doua încercare eșuată. Mai au doar o încercare. Gata, am găsit. Butonul galben este pe putea. Nu, tableta s-a descărcat. Mi-am petrecut toată dimineața uitându-mă cum să cultiv ceapă. Unde, Missy? Missy, nu te mai aud. Unde este butonul? Oh, nu, s-a întrerupt. Am pierdut conexiunea. Lulu? Ha? Budeaua! Este un buton mare galben. Ok, pregătite? Împreună o să reușim. 1, 2 și 3. Nu se vor mai întoarce niciodată. Curioase că v-ați întors. Ce s-a întâmplat, Wendy? Am fost atât de aproape de constelația stea albastră, dar nu am putut să o văd. Lulu, ce ai acolo? Wow! Wendy, Wendy! Uite-te la pozele mele. Sunt cele pe care le-a făcut Lulu. Nu pot să cred. Este constelația stea albastră. De acum încolo, această constelație se va numi Constelația Lulu!